Și în timp ce spitalele din Chișinău se sufocă și nu mai fac față numărului mare de pacienți infectați cu COVID-19, în cele raionale situația e mai bună, cel puțin așa afirmă directorii instituțiilor medicale, chiar dacă, în unele cazuri, numărul de paturi pentru bolnavi este la limită. Mai mult responsabilii dau asigurări că pot identifica locuri noi în caz de necesitate. În Spitalul Raional Căușeni, la moment, se tratează 19 pacienți infectați cu COVID. 17 dintre aceștia sunt internați în secția de boli infecțioasă, iar 2 în secția de reanimare. Purtătorul de cuvânt al instituției medicale spune că spitalul nu duce lipsă de paturi. Asta deși până în luna septembrie au fost situații când spitalul se sufoca. Avem 2 locuri disponibile în reanimare și avem peste 6-7 locuri în boli infecțioase. Ele sunt totuși la limită cumva, nu? Avem rezerve, deci sunt rezerve, dar eu nu pot să cumva fie și 2-3 zile. Iar Spitalul Raional Orhei mai are disponibile 25 de paturi pentru pacienții bolnavi de coronavirus, spune directorul interimar. Spitalul Raional Orhei dispune de 2 secții în care sunt internați pacienții COVID-19. În total, pentru aceasta sunt dislocate 95 de paturi. La moment sunt ocupate 70 de paturi. Și Spitalul Raional Soroca nu duce lipsă de locuri pentru pacienții infectați. Din cele 30 de paturi din secția de boli infecțioase, doar 19 sunt ocupate. În afară de asta, noi mai avem, practic, în toate secțiile câteva paturi, fiecare pacient suspect la COVID se internează în salon aparte. De ce ducem lipsă? Toți medicii s-au săturat de COVID lipsa. Și vrem un regim de lucru normal, așa cum lucrează, cum am lucrat întotdeauna. Deci în total noi avem 16 paturi, la moment sunt disponibile 3. În caz de necesitate avem un post suplimentar cu 16 paturi. Pentru moment, un pic situația este stabilă în raionul Florești. Între timp, în Spitalul Raional Florești, locurile sunt la limită. Însă directorul spune că, în caz de necesitate, se va mai deschide o secție. Da, noi avem locuri, da, suntem la limită. La noi sunt deschise secție de 60 de paturi, avem în jur la 56-58. Dar nu planificați să aduceți paturi noi sau să mai deschideți vreo secție? Dacă ține voi, am deschid, fără voi avem unde. Am cerut date oficiale de la Ministerul Sănătății privind situația din spitalele raionale, însă deocamdată nu am primit un răspuns.